Da. Intrați și dumneavoastră, domnul doctor. Hai să vedem cum ne așezăm aici. Unde vreți dumneavoastră? Uite, ca să vă văd pe toți, stau pe scaunul primar. Da. Deci, 1, 2, 3, ca să vă identific. Deci, ca suntem de aici și de acolo, suntem 5. Aha. Sunt două EG-uri, da. La două EG-uri. Da. Deci, care-i problema? Da. Spuse cu cam că eu nu sunt nervos. Mergeți de aceea de zile aici, sub asediu, nu mă gândim să nu fim puțin nervoși. Atunci ești afară, dacă sunt. Deci, chiar acum ești. De ce? Deci dacă nu puteți discuta civilizat... Deci o discuție civilizată, da? V-am spus o remarcă frumos, așa. Deci mi-am frică să ies afară, că sunt o baie de Domnule, m-am săturat de nepoliticoși, de mitocani. Știu, înțelegem eu. Dacă pot discuta cu oamenii civilizați, da. Bine, dacă nu, nu. Da. Deci, m-am săturat. Văd în fiecare seară la televizor. Bun, nu mai am nevoie de asta. Domnule Ședinte, s-ar putea să vă urez un bun venit la Roșia Montană după 11 ani de zile, da? În care comunitatea Roșia Montană a fost supusă la toate dezinformările, manipulările pe ce s-au făcut. Am văzut declarația dumneavoastră anticipată. Deci, să zicem, din țara Roșia Montană n-a făcut-o până acum. Cum? Deci, am înțeles că azi v-ați informat despre proiectul la Roșia Montană. Eu sunt a cincea vară. Bun, a cincea. Da? Domnule Ginte, inclusiv în campanie. Da, să punem lucrurile atunci din punct de vedere legal. Când mi-a dat de cuculeț. Da. Un proiect, ca să înceapă, da, mai ales privat, trebuie să, în cazul, ca și în cazul proiectului Roșia Montană, trebuie să respecte mai ales drepturile individuale ale cetățeanului. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine. Depinde, dacă nu... Nu, conform legislației, conform legislației. Nu. Conform legislației, aduceți-vă aminte că n-am putut construi niciun kilometru de autostradă până acum câțiva ani, pentru că proprietarii nu voiau. Da? S-a dat lege pentru exproprierea terenurilor pentru lucrări de interes public, s-a terminat totul. Da? Deci statele nu se împiedică de voința, ambiția cuiva, ci privesc la interesul național. Este esențial pentru... Deci, în cazul ăsta, să înțeleg, că veți merge. Reexpropiere forțată în cazul Roșia Montană. Nu, domnul. Președintele nu poate expropria. V-ați declarat că... Deci, ați zis că statele, ca să nu se împiedice din un ciot, așa cum suntem noi, un ciot mic, da, și cei care din ambiție nu vor să se facă obiective de interes național, deși interesul național în cazul proiectului Roșia Montană, nu-l văd. Nu? Crearea de locuri de muncă nu vă spune nimic ca interes? Nu, nu e interes național. Nu. Bine, asta e punctul meu de vedere. Hai, spuneți-vă punctul de vedere. Să știți că eu am 30 de minute pentru ambele părți. 15 pentru dumneavoastră, 15 pentru ceilalți. Cronometrăm. Da. Compromiți? Eugen David. David. Da. Și în cazul ăsta, timp de 10 ani de zile, și dumneavoastră și tot clasa politică și... inclusiv compania a spus, comunitatea trebuie să fie toată de acord, proiectul nu se fac expropriere. Nu, eu n-am spus asta. Nu, bine, o să vă aduc aminte. Deci, domnul, am o rugăminte. Da. Puteți minți că deci, nu sunt eu de față, dar chiar să mă mințiți în față, nu funcționează. Deci chiar vă știu stilul. Da, deci nu mă puteți minți în față. Nu! Eu nu am făcut asemenea afirmații. Eu am zis clasa politică. Da? Hai. Am zis, și s-a spus, comunitatea e de acord, nu se face expropriere, nu e interes național, 99% beneficiile se duc la compania canadiană. Ca să ajungem acum, când s-a văzut, este timp de 10 ani de zile, că nu se poate realiza. Și asta am văzut-o cu o perfidie rară, dar se încearcă să se treacă o lege de expropriere forțată și schimbarea regimilor. Vă spun, cinstit, că noi o să reacționăm legal. Și pe toate căile, că această lege sunt execută, pentru a nu vini la Roșia Montană și a cineva să calce cu bocanci în viața noastră privată. Este un proiect privat, nu mă interesează interesul național, cum îl veți declara. Vreau să vă spun, îl veți declara interes național cu o companie cu 90% și ceva.
Și viața mea în Roșia Montană mi-am ales alternativa. Îi sunt stare să mă duc până la capăt pentru viața mea în Roșia Montană și alternativa de dezvoltare. Eu nu vreau să fiu dependent, iar cei ca acei mulți tot care strigă locul de muncă, eu n-am cerut niciodată la statul român, dau în fiecare an 10 vitei, firma mea merge bine, să-mi distrug o afacere pentru o companie privată care are 10 ani de exploatare și după aceea se duce și privat. Ca soluție de dezvoltare, n-a avut nimeni să îmi dea să-mi facă cineva un studiu, în cazul Roșia Montană, să-mi spună că nu merge turism. Ca soluție de dezvoltare alternativă la acest proiect. Deși conform a ceea ce spune compania, soluția de dezvoltare alternativă după terminarea exploatării e exact turism. De ce nu se poate acum? Vinim cu șantaj locuri de muncă, șantaj de astea ieftine, domnule Fidu. Îți ieftine, vă spun, îți ieftine. Pentru cel care nu are servicii, să știți că e important. Nu, dar așa se manipulează lumea. Nu. Așa se manipulează lumea împotriva celor alți. Dar e o realitate. E o realitate. Și nu se va rezolva problema locului de muncă la Roșia Montană pe această companie. Eugenie, cum ai spus un pic? Da, e mereu, care... Eu mi-au 7 minute și jumătate. Nu, cred că domnul președinte...